să ajungem acolo dacă vom avea posibilitatea. Controlul practic este pierdut de către client. Nu are niciun fel de șansă de a decide, de a fi conștient de ceea ce face. A fost o muzică infernală tot parcursul. Probabil e o chestie psihologică care a trebuit să te turmenteze și să nu trească să te gândești la altceva. Daniela a intuit ceva, dar din păcate tot a căzut în plasa celor de la Options International. Psihologul Hannibal Dumitrașcu ne explică rolul muzicii date foarte tare în cadrul acestei prezentări. S-a avut în vedere modificarea întregului comportament, mergându-se de la percepții, de la o deprivare senzorio-perceptivă, cu creșterea pragurilor de zgomot foarte puternice, care să disturbe, să distragă atenția și capacitatea de concentrare a individului. Vă mai amintiți ce spunea domnul Popescu? Condiția era ca să fim cuplu, nu accepta să meargă persoana singură. Aparent, această condiție este fără nicio însemnătate, însă analiza psihologului invitat de noi să ne dea o mână de ajutor în acest caz ne contrazice. Este foarte important să fie căsătoriți. Aceasta dă o notă de seriozitate, o notă cu dimensiuni morale, etice, care să conducă în cele din urmă la o investiție de încredere în oferta pe care o fac aceștia. Chiar și licitația de la sfârșitul prezentării este un rezultat al unei analize psihologice. Diferența aceea de bani între o excursie cumpărată de la o agenție de turism care ar costa undeva la 8.000 de euro și cei 950 de euro la preț la care este oferită excursia lor, cum poate fi tradusă? În primul rând, ca pe o mare păcăleală, pentru că cu certitudine prețul acelei excursii este și mai mic decât cel prezentat în final. Se face această ofertă cu suma foarte mare tocmai pentru a avea sentimentul că ai câștigat cu adevărat ceva formidabil, că ai avut o șansă extraordinară. Prin urmare, manipularea a fost cuvântul de ordine atunci când s-a intrat pe această piață. Cum au intervenit autoritățile din România în acest caz, aflăm imediat după calupul publicitar. Și tot atunci o să aflăm dacă cei patru clienți intervievați de noi și-au recuperat banii. Și ca un bonus, în partea a doua a reportajului, vă oferim câteva informații venite din partea unui specialist, informații care vă vor ajuta să nu cădeți în plasa unor firme cum este Options International. Am revenit la clienții Options International, care, trezindu-se din beția cuvintelor bine țintite și a fotografiilor frumos colorate, au realizat că au fost păcăliți. Prin urmare, aceștia au încercat să-și recupereze banii. Aici trebuie făcută o precizare. În România există legi care garantează înapoierea banilor către persoanele care se răzgândesc în relația cu un agent economic. Asta au făcut și clienții Options International. Primul drum a fost făcut în locul în care se țineau prezentările, la Ring Grand Hotel. Pe principiul, dacă acolo am plătit banii, tot de acolo mă pot duce să-i și retrag. Numai că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Am venit să recuperăm niște bani. Avem o hârtie semnată de domn John Holmes. Inițial a fost pentru 4 mai și ulterior a fost rezemnată pentru 7 mai. Să scoți, te rog frumos, hârtia și astăzi vrem banii. Da, din păcate eu nu am încasat astăzi. Păi, asta nu este problema noastră. Eu astăzi am avut anulate prezentările, din motiv că pentru că au venit verificările de la data comercială, sunt domnii încă înăuntru, au făcut verificări toate și au inspectat, au luat declarații, au vrut să vadă dacă angajații au contracte de muncă și așa mai departe. Nu pot decât să vă rog să veniți mâine dacă se poate. Lucrurile încep să se precipite, dar chiar și în aceste condiții, firma merge mai departe. Pe ultima sută de metri, reprezentanții Options International organizează prezentări storcând sume importante de la cei care cred în chilipiruri. Personajele noastre nu se lasă descurajate și după câteva zile merg chiar la sediul firmei. Aici, surpriza este una de proporții. Aceștia constată că
că nu sunt singurii păcăliți. În holul firmei, asistentele care aveau rolul în urmă cu câteva zile să convingă clienții să scoată banii din buzunar, au venit să-și ceară salariile. Nu mai primiseră banii de două luni. And if you don't believe me, girls, that's up to you. The ones that believe me, I've been fair with you. În încercarea de a scăpa de angajate, John Holmes se retrage într-un birou. Aici însă dă de clienții păcăliți. Disperat, administratorul firmei, John Holmes, începe să recurgă la amenințări subtile. Listen, do you want your money? Do you want me to give you money? Yes, I want your money. Okay, okay. I can't give it to you today. I'm very sorry. But if you wait, right, if you wait, speak with Robert, sometime in the next few days, I will arrange for money and I will call you. That's all I can say. If you make a problem, I'm not going to give you your money back. If you don't make a problem and listen to me, before Friday, I will give you your money back. I'm not here. I'm not running away from anything. Așadar, trebuie să te transformi într-un cățeluș ascultător ca să-ți primești osul. Între timp, atmosfera în birourile Options International începe să se precipite. La fața locului, sesizați de echipa reporteri special, apar și reprezentanții gărzii financiare. Simțind că se îngroașă gluma, John Holmes încearcă să fugă. După ce semnează o serie de documente, administratorul firmei este din nou liber să plece. Ne zâmbește și dispare. La pariu că mâine nu mai vezi cum să vezi. Păi noi de ce stăm aici? Păi dar am aici, nu mai dat nimic. Atunci, dar ieși și la revea poliția. Am mai poliția, dar acum să merge la poliție. Păi nu vine. Păi hai să te mama cu mama cineva. Nu se ocupă nimeni de salariile voastre din partea poliției. Nu v-au făcut contracte? Nu v-au făcut nici... Nu, deci avem care avem 3 luni deci ca lucruri. Deci noi nu avem contracte. Sunteți și medici pe la de casă dumneavoastră. Sunt persoane care stau aici în București, voi am venit cu întreținere. Păi da, a venit în este momentul să ne desconspirăm. John Holmes încearcă să dispară. Cât timp este reținut de angajate, echipa de la reporter special îl așteaptă la ieșirea din clădire. În momentul în care vede camera de filmat, John Holmes fuge înapoi pe scări spre birouri, încercând să se ascundă. A fugit, vino în coace. For a few minutes. Can you help us? Yeah. Just come into the office, yeah? Okay. Îl prindem din urmă și reușim să primim o explicație vis-a-vis de nemulțumirile clienților. My opinion is it's actually wrong because I've just come back from England and there was a TV program on Friday about the company saying that we don't give people holidays. We do give people holidays. We've had many people that have been on holiday with our company, and I've actually come back from holiday and had a really good holiday. And also, we have more than 1,000 people already going to take a holiday. În investigațiile pe care le-am făcut, am încercat să vedem de unde a pornit această afacere. Așa cum vă spuneam și la începutul acestui reportaj, rădăcinile acestui tip de business sunt adânc înfipte în conștiința românilor. Așa am aflat că în urmă cu numai câteva luni la Arad, garda financiară închidea o societate denumită First Choice Marketing. Cu ce se ocupa această firmă? Oferte turistice de nerefuzat în Tenerife. Bun, și acum o să mă întrebați care este legătura între First Choice Marketing și Options International. În afara site-urilor de internet identice, mai există câteva asemănări uluitoare. Pe toate le-am descoperit stând de vorbă cu comisarul gărzii financiare din Arad, care a participat la acțiunea de control în urma căreia firma cu pricina a fost închisă. Cum a ajuns comisarul Pavel Roman să ancheteze această afacere? Printr-o ironie a sorții. Deci,